Ruibiștii buzoieni își doreau mai mult de la actuala stagiune. Jucătorii antrenați de Cosică Mersui au avut ca obiectiv finala campionatului, însă au trebuit să se mulțumească cu finala mică, pe care au și câștigat-o în fața celor de la Știința Petroșani. Ne-a părut rău când am văzut că Bucovina Suceava, o echipă de valoare a noastră, a câștigat campionatul. Ce e drept, victoria lor a venit și pe fondul relaxării jucătorilor de la CSN Vodari, care se vedeau învingători dinaintea fluierului de start. Locul nostru era în finala mare, iar cu puțin noroc puteam aduce trofeul acasă și implicit promovarea în Superligă. Surpriza înregistrată în finala Diviziei Naționale de Seniori, acolo unde Bucovina Suceava a învins CS Năvodari, principala favorită la titlul intern, a stârnit regretul buzoenilor care își doreau măcar să joace finala. Bucovina Suceava este o echipă care valoric este apropiată de a noastră. Ne depășesc la nivel de buget, drept dovadă că își permit financiar să participe în prima divizie din țară. Chiar și așa, în întâlnirile cu stejarul Buzău, au suferit două înfrângeri, lucru care face meciul pierdut din semifinale să fie și mai greu de digerat. Puteam fi noi în locul celor din Suceava. Puteam să ridicăm trofeul, însă soarta nu ne-a fost prielnică. În ciuda faptului că nu au pătruns în ultimul act al DNS, ruibiștii buzoieni se pot mândri anul acesta cu a treia poziție în ierarhia eșalonului secund din țară și câștigarea Cupei României DNS.